Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Pentru început, titlurile ediției. Incendiu într-un bloc de locuit de pe strada Albișoara din capitală. Flăcările au mistuit un apartament cu două camere. Dorin Chirtoacă a mai primit încă 30 de zile de arest la domiciliu, fapt ce nu-i va permite de a se întâlni cu alegătorii în campania electorală. Atât edilul cât și avocatul său spun că aceasta este o încălcare și o vor ataca la curtea de apel. Un taximetrist s-a răsturnat cu mașina la o intersecție din capitală după ce a fost lovit în plin de un alt automobil. Șoferul a supraviețuit ca prin minune. Confuzie în Spania. Președintele separatist al Cataloniei a suspendat decizia de proclamare a independenței după ce a anunțat acceptarea rezultatelor referendumului. Nici la tineret nu simțim gustul victoriei. Naționala Moldovei Under 21 a suferit a patra înfrângere consecutivă în preliminarele campionatului european. Un apartament a fost cuprins de flăcări ieri dimineață pe strada Albișoara din capitală. Pompierii au fost solicitați de proprietarea imobilului, care se afla acasă cu copilul în vârstă de un an. Salvatore a reușit să-i scoată din locuința cuprinsă de foc fără a avea de suferit. Flăcările însă au reușit să mistuie două camere și riscau să se răspândească cu repeziciune. La fața locului au intervenit două autospeciale care au lichidat incendiul. Preliminar, specialiștii spun că flăcările ar fi izbucnit din cauza unui încălzitor electric lăsat fără supraveghere. Toate circumstanțele însă urmează a fi stabilite. Uniunea Europeană a anunțat astăzi că nu va mai oferi cei 28 de milioane de euro pentru reforma justiției. Potrivit oficialilor europene, autoritățile din Republica Moldova au ratat un angajament insuficient pentru a implementa reformele în acest sector, motiv pentru care suma va rămâne la Uniunea Europeană. Oficialii europeni au declarat că autoritățile din Republica Moldova nu au îndeplinit condițiile UE pentru a primi un ultim transfer financiar în cadrul programului de reforme a sectorului justiției în valoare de 28 de milioane de euro, întrucât reformele necesare nu au fost implementate. Șeful delegației UE în Republica Moldova a reiterat că Uniunea Europeană va continua să ofere suport moldovenilor în alte domenii. Analizăm acum asupra modului în care am putea să ajutăm cetățenii în anii care vin. Noi dorim să oferim prioritate proiectelor care îmbunătățesc direct viața moldovenilor. De asemenea, Uniunea Europeană a pus în așteptare plățile pentru suportul bugetar din alte patru sectoare. Comisarul European pentru Ajutor Umanitar și Gestionarea Crizelor a declarat încă la începutul acestei luni în Parlamentul European, în contextul unor dezbateri privind Republica Moldova, că Bruxelles a stopat finanțarea unui program în domeniul justiției din cauza lipsei de reforme care ar justifica aceste plăți. Atunci, mai mulți europarlamentari au cerut și suspendarea unui ajutor macrofinanciar în valoare de 100 de milioane de euro pe care Republica Moldova urma să le primească în acest an. Ministerul Justiției de la Chișinău încă nu a comentat această situație. Instanțele de judecată din Chișinău vor avea un singur sediu. Acesta va fi actuala clădire a Ministerului Agriculturii de pe Bulevardul Ștefan cel Mare 162 din Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Astfel, în următorii 2 ani urmează să fie create condițiile necesare pentru mutarea instanțelor în noul sediu. Clădirea urmează să treacă în gestiunea Ministerului Justiției. Acest lucru este făcut prin intermediul proiectului de lege ce prevede reformarea sistemului judiciar din Republica Moldova. Dorin Chirtoacă nu se va putea întâlni cu alegătorii în campania electorală pentru referendumul de demitere a sa din funcția de primar al capitalei. Totul după ce noul magistrat care examinează dosarul edilului i-a prelungit mandatul de arest la domiciliu cu încă 30 de zile. Atât Dorin Chirtoacă cât și avocatul său spun că aceasta este o încălcare și o vor ataca la curtea de apel. Aceștia spun că magistrații încalcă legislația electorală, iar edilul trebuie să fie liber pentru a putea organiza acțiuni electorale. Avocații lui Dorin Chirtoacă s-au arătat surprinși de acțiunile noului judecător care examinează dosarul primarului. Deja, practic, rămânem fără cuvinte. Evident că este o hotărâre incorrectă și ilegală. A făcut trimitere la prevederile codului electoral care oferă anumite garanții anumite persoanelor. În perioada, ca să înțelegem, Dorin Chirtoacă este subiect electoral. El nu poate fi deținut, arestat, adică oricare persoană, nu doar el, în perioada electorală.
Și Dorin Chertoacă s-a arătat nemulțumit de faptul că nu va putea organiza întâlniri cu alegătorii săi pentru a-și prezenta programul electoral. Aș fi solicitat probabil numai întâlniri cu cetățenii cu prezentarea raportului de activitate pe 10 ani. Deci n-am avut posibilitatea să-l prezint în scoarul Europei, l-aș fi întocmit pe 10 pagini cum era până acum și aș fi mers din instituție în instituție, din întreprindere în întreprindere, din curte în curte. Edilul a ținut să-i felicite pe locuitorii Chișinăului cu ocazia hramului ce va avea loc sâmbătă. Peste 3 zile avem hramul Chișinăului, de aceea, în cazul în care va fi politizat hramul Chișinăului și va fi cu ceva gust amar, rog locuitorii orașului să nu atragă atenție și să se bucure totuși de sărbătoare. Pe bulevardul Ștefan cel Mare va fi frumos, de la un capăt la altul. Decizia pronunțată de magistrați va fi atacată în instanța superioară. Precizăm că dosarul edilului a fost reluat de la capăt, după ce magistratul care a început instrumentarea a fost avansat în funcție la Curtea de Apel Chișinău. Dorin Chertoacă a fost reținut în dosarul parcărilor cu plată. Edilul se consideră nevinovat, iar conducerea PL afirmă că urmărirea penală a fost o comandă politică. O liceană din Chișinău a fost medaliată cu aur la Olimpiada Internațională la Limba Franceză din Armenia. Detalii imediat la știri. Un taximetrist s-a răsturnat cu mașina după ce a fost lovit în plin de un alt automobil. S-a întâmplat la intersecția străzilor Paris și Suceava din sectorul Buicani al capitalei. Șoferii dau vina unul pe celălalt. Taximetristul spune că nu avea viteză și se deplasa regulamentar pentru a prelua o comandă. Iar la un moment dat a fost lovit de o Toyota care mergea pe strada Suceava. Conducătorul Toyotei însă îl contrazice pe taximetrist. Acesta afirmă că s-a asigurat înainte de a intra în intersecție, iar taxiul se deplasa cu viteză și a apărut brusc în fața sa. Inspectorii rutieri investigează toate circumstanțele pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. A pătruns într-o locuință din capitală prin geam și a sustras bani și bijuterii în valoare de 53.000 de lei. Este isprava unui individ de 33 de ani din regiunea transnistreană care a comis furtul în timp ce proprietarii nu erau acasă. Bănuitul a fost reținut de poliție, iar în cadrul audierilor acesta și-a recunoscut vinovăția. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 septembrie în sectorul Râșcani al capitalei. După ce proprietarii au plecat de acasă, individul, fiind sigur că în locuință nu a rămas cineva, a intrat prin geam și a furat tot ce a găsit mai valoros. Potrivit informațiilor constatate, bărbatul a fi pătruns într-o casă prin forțarea geamului din termopan, situată pe strada Vasile Baziu din sectorul Râșcani al capitalei, de unde a sustras mijloace financiare și bijuterii din aur în sumă totală de 53.000 de lei. Polițiștii au reușit să ridice bunurile furate de la factaș, precum și banii. Urmează să fie returnate proprietarilor. Suspectul și-a recunoscut vina, iar acum riscă închisoare de până la 4 ani. Individul a mai fost anterior judecat în regiunea transnistreană pentru fapte similare. Viceministrul Finanțelor, Maria Cărăuș, a fost suspendată din funcție astăzi de către guvern, totul după ce procurorii anticorupție au expediat cabinetului de miniștri o solicitare în acest sens. Cărăuș a fost reținută pentru 30 de zile în izolator la finele săptămânii trecute, într-un dosar ce vizează fapte de corupție. Aceasta, împreună cu 3 oameni de afaceri, ar fi încercat să trucheze niște licitații. Ea se declară nevinovată. S-a întors acasă cu medalia de aur de la Olimpiada Internațională la Limba Franceză din Armenia. Vorbim despre Camelia Saranciuc, elevă în clasa 12-a la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău. Tânăra spune că a moștenit pasiunea pentru limbi moderne de la părinți și visează să-și facă o carieră în Franța. Camelia Saranciuc are o pasiune aparte pentru limbele străine. Cunoaște la un nivel avansat atât limba franceză cât și limba engleză, însă franceza îi este mai aproape de suflet. Părinții mi-au, nu știu, dat această pasiune pentru că mama mea știe bine franceza și m-a îndemnat de mic să o învăț. La școală am început să o învăț doar din clasa 5-a până într-a 9-a. Mai mult este ceea ce am lucrat individual, cărțile pe care le-am citit, eseile. Pentru a cunoaște bine această limbă, a studiat timp de 10 ani la Alianța Franceză din Moldova, pentru că în școli limba modernă este predată teoretic, spune eleva. Majoritatea profesorilor iubesc să predea gramatica anume, dar, de exemplu, la olimpiadă nu ți trebuie gramatică, dar anume artistismul acesta și modalitatea de a exprima lucrurile într-un eseu.
Camelia spune că nu i-a fost dificil să scrie testul la Olimpiadă. Este vorba despre un eseu la tema Dacă internetul va ucide presa tradițională, radio și televiziunea. Consider că niciodată internetul nu poate înlocui presa tradițională și televiziunea, pentru că copia nu e mai bună ca originalul. Acestea se vor schimba pe parcursul anilor și se vor metamorfoza dintr-o formă în alta. Deși părinții au intuit că ea se va întoarce de la Olimpiadă cu premiul cel mare, Camelia spune că nu s-a așteptat la un astfel de rezultat. Era momentul când eu trebuia să mă ridic și să mă duc să-mi iau diploma, de eu stăteam pe scaun, nu-mi vine a crede. Liceiana spune că îi datorează o parte din reușite și dirigintei sale, care a încurajat-o mereu. Aceasta, la rândul ei, are doar cuvinte de laudă pentru Camelia. Deci am întâlnit-o pe Camelia întâi și întâi, deci pe acest hol, pe acest coridor, atunci când învăța în clasele primare. Mai târziu, în clasa 10-a, să mă ciocnesc deja de personalitatea acestei drăguțe ființe. Ea este un discipol binevenit pentru toate disciplinele și toți profesorii se mândresc cu ea. Liceiana își vede viitorul peste hotare și anume în inima francofoniei, acolo unde intenționează să devină specialist în economie. Intenționez să merg la studii în Franța. Aș vrea să fac ceva legat de economie, marketing, management. Eu aș vrea foarte mult ca economia Republicii Moldova să se ridice, pentru că avem foarte multe produse naționale care nu sunt promovate la etapa internațională. Camelia Saranciuc a obținut și premiul 2 la proba colectivă din cadrul aceluiași concurs. Toate cele 6 eleve care au mers la concurs din partea Republicii Moldova s-au ales cu premii. 2 dintre acestea s-au întors acasă cu bronz. Ultima pictură a lui Leonardo da Vinci va fi vândută la o licitație în New York la un preț de pornire fabulos. Cât valorează tabloul, vă spunem imediat la știri. La Iași au început evenimentele prilejuite de sărbătoarea dedicată Sfintei Curioase Parascheva, care este marcată pe 14 octombrie. Astfel, pelerinii vin din toate colțurile țării, dar și din afara granițelor ei, ca să o cinstească pe Sfânta Ocrotitoare a Moldovei și să se închine la racla cu moaște, care a fost scoasă cu această ocazie din Catedrala Mitropolitană. O procesiune specială, oficiată de 6 preoți ai Mitropoliei Bucovinei și Moldovei, au scos racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitană și au instalat-o într-un baldachin impresionant, împodobit cu flori vii, edificat în centrul orașului. Peste 200.000 de pelerini din țară și de peste hotare se vor închina moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor și Sfânta Vineri, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în Tracia, pe țărmul Mării Marmara. Sfânta Cuvioasă Parascheva este pomenită la 14 octombrie, iar moaștele se află la Mitropolia Moldovei și a Bucovinei de la Iași din 1641, când au fost strămutate în Moldova la dorința domnitorului Vasile Lupu, ctitorul Bisericii Trei Ierarhi. Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost canonizată în 1950 de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Odată cu hramul Sfintei Parascheva, în perioada 9-15 octombrie, sunt organizate și sărbătorile Iașului. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Un minor de 14 ani a fost reținut după ce a furat o bicicletă. Acesta se află în grija rudelor și nu are un loc permanent de trai. Potrivit poliției, băiatul ar fi profitat de neatenția proprietarei și ar fi sustras bicicleta lăsată fără supraveghere lângă un magazin. Aceasta a fost returnată victimei, iar bănuitul urmează să fie cercetat penal în stare de libertate. Un copil de 3 ani din Tiraspol a ajuns la reanimare după ce a căzut de la etajul 3 al blocului în care locuia cu familia sa. Mama, în vârstă de 25 de ani, l-ar fi lăsat singur în casă, iar un vecin l-a găsit în fața blocului. Potrivit novostipmr.com, incidentul a avut loc ieri dimineață. Bărbatul a chemat imediat poliția și ambulanța. Copilul a fost dus la centrul mamei și copilului din Tiraspol și se află în stare gravă. Forțele de ordine cercetează toate circumstanțele producerii incidentului.
Un caz de comercializare a peștelui pe calea Basarabiei din Chișinău a fost documentat de către inspectorii serviciului piscicol după ce la linia fierbinte a parvenit un apel în acest sens. Inspectorii s-au deplasat la fața locului unde au depistat două puncte vecine ilegale de comercializare a peștelui șeracilor. Unul dintre proprietarii produselor a fost amendat cu 3.000 de lei. Cel de-al doilea proprietar, care a refuzat să prezinte un act de identitate, ar fi spus că este polițist și a plecat fără a se legitima. Acțiunile de inspectare a serviciului piscicol vor continua în acest caz. În instituțiile medicale din Republică a început campania de imunizare împotriva gripei după ce lotul de 200.000 de doze de vaccin donate de Statele Unite a fost recepționat de Centrul Național de Sănătate Publică. În cele 29 de policlinici din municipiu au ajuns 33.600 de doze de vaccin. Prioritate la vaccinare vor avea bolnavii cu maladii cronice, lucrătorii medicali, angajații din cadrul trupelor de carabinieri și grăniceri, serviciului situații excepționale, serviciului VAMAL și copiii din orfelinat. Restul dozelor vor fi administrate la indicația medicilor de familie. Potrivit datelor CNSP, lotul de vaccin va ajunge în toate instituțiile medicale din Republică până la finele săptămânii curente. Catalonia mai are de așteptat până la proclamarea independenței. Președintele separatist al regiunii a provocat confuzie după ce a anunțat acceptarea rezultatelor referendumului, doar pentru ca ulterior să le suspende în vederea unor discuții viitoare cu Madridul. Amânarea propusă de Carl Puigdemont nu este pe placul puterii din Barcelona, dar nici a opoziției. Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent în formă de republică. Carles Puigdemont a semnat o declarație de independență, dar mai apoi a suspendat-o. Liderul catalan a invocat necesitatea unei amânări în vederea unui dialog. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Chemarea la dialog a lui Puigdemont riscă să se lovească de fermitatea Madridului. Vicepremierul spaniol Soraya Sáenz a declarat că nu există loc de mediere între legalitate și ilegalitate și că discursul liderului separatist de la Barcelona demonstrează că acesta nu știe unde este, dar niciunde ar vrea să ajungă. În stradă au ieșit mii de oameni dezamăgiți că nu a fost proclamată independența regiunii catalane. Por lo tanto, creía que hoy era el momento que por fin la declaraba. Y estoy un poco decepcionada. Estoy muy contenta si se llega a buen fin. O sea, yo quiero la independencia, no quiero saber nada de España. Desde todos mis antepasados que lo deseamos, y siempre hemos tenido que ser españoles por obligación. Ședința Parlamentului Catalan, în care a fost foarte mult așteptat anunțul de independență, a început într-o stare de confuzie, întârziind cu o oră. California este sub ruine, așa poate fi descrisă priveliștea rămasă în urma incendiilor puternice de vegetație care au distrus sute de hectare de pădure, dar și care au ucis cel puțin 15 oameni. Localnicii au revenit astăzi în zonă pentru a vedea ce le-a mai rămas din locuințe. Imaginea pe care au putut-o vedea este de-a dreptul dezolantă. Case, culturi agricole și sute de hectare au fost pârjolite în ultimile 48 de ore de incendiile puternice ce au lovit statul California. Întorși acasă, oamenii și-au pus mâinile în cap când au văzut ce a rămas în urma dezastrului. What we experienced was horrifying on Sunday night. We were awoken to a red glow coming out of the north and had just minutes to actually get out of the house, wake our kids up, we called our neighbors. Woke her up and it was just a mad dash. It was chaos. Acum bărbatul privea neputincios la podgoria sa de vițe de vie care a fost mistuită de flăcări. Amazingly tragic event, but we were all able to get out and we're back here today for the first time to just see what was left, if anything, and really it's just it's as you can see, devastation. There's nothing left. So în situația lui Todd sunt și alți mii de locuitori ai Californiei care s-au reîntors după ce flăcările au fost stinse. A
on Sunday night, I was in my living room when I started this, in my bedroom when I started to see fire coming over this wall facing Highway 12, and a shed caught on fire, and the backyard was on fire. I tried to grab my cat and stick her into a cat carrier, and I dragged her out into the garage, and she slipped out of the carrier, and I just had to get out of the house because the house was catching on fire. Potrivit datelor oficiale, 15 oameni și-au pierdut viața, iar alți 180 au fost dați dispăruți în urma acestor incendii de vegetație ce s-au năpustit asupra Californiei. Peste 25.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor, iar autoritățile cred că focul ar fi fost pus intenționat. Ultima pictură a lui Leonardo da Vinci va fi vândută la o licitație în New York. Lucrarea Salvador Mundi, care îl înfățișează pe Iisus Hristos, are un preț de pornire de 100 de milioane de dolari. Capodopera va fi scoasă la licitație pe 15 noiembrie în Casa Christie's din New York. Înainte de aceasta, lucrarea va fi expusă pentru public la Hong Kong, San Francisco și Londra. Pictura a fost considerată mult timp o copie și a fost vândută la o licitație cu doar 45 de lire sterline. By the 20th century thought to be a copy and it was sold inexpensively in the 1950s to an American collector. Tabloul Salvator Mundi datează din jurul anului 1500 și este una dintre cele aproximativ 20 de picturi cunoscute ale lui Leonardo da Vinci. Se credea că lucrarea a fost distrusă până când a fost redescoperită în 2005.